România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De ieri până astăzi, 330 de români au murit din cauza COVID. Dacă nici asta nu e o catastrofă, atunci nu știu ce mai este. O catastrofă de care sunt responsabili atât clasa politică, cât și cetățeni care vor să trăiască doar pentru ei înșiși. Și cu siguranță o parte dintre colegii de presă care au lăsat în studiourile lor dezinformarea, lipsa de respect și cu ocazia asta chiar moartea. E o zi bună în care mulți pot medita la faptele lor. Și e o zi bună, să spunem, și o rugăciune, să știți. Cât pentru ceilalți, care sunt onești și de bun simț, cei care în fiecare zi fac ceva și pentru ei, dar și pentru lumea în care trăiesc, am o altă veste proastă. Valul de irresponsabilitate și de nepăsare a dus la închiderea spitalelor, căci despre asta este vorba. Raed Arafat a anunțat că toate internările și operațiile care nu sunt esențiale sunt oprite. În spitale vor fi internați doar cei a căror viață este în pericol. Alte operații, teste, analize sau operațiuni obișnuite ale spitalelor sunt oprite. Medicii rezidenți de urgență au fost rechemați cu toții în spitale și România dă semne că va apela la vecini pentru preluarea cazurilor de COVID. Ieri erau 14.000 de oameni în spitale, toate locurile de la ATI erau ocupate. Bolnavii sunt întinși pe holuri, pe scaune, stau în ambulanțe cu orele ca să fie monitorizați. Turele de medici pică una după alta, căci nu toți sunt vaccinați. Managerul de la Spitalul Colentina a anunțat că doar jumătate din personal este vaccinat. 8 angajați s-au îmbolnăvit într-o singură zi. Dacă tot mergem pe ideea asta, este posibil ca în curând multe spitale să închidă de la sine. La Spitalul Universitar din București au fost întinse corturi. Nici măcar tărgile nu mai sunt de ajuns, spune un medic. La Spitalul Nasta a fost reamenajată curtea ca să facă loc pavilioanelor noi. Iar la Balș s-au oprit toate concediile. Doctorul Marinescu a numit situația ca una de război. PSD s-a declarat împotriva suspendării internărilor și spune că va reglementa asta prin lege. Poate să o facă. Asociațiile pacienților sunt și ele împotriva măsurii și e firesc să fie așa. În România sunt sute de mii de oameni care au nevoie de altfel de ajutor decât pentru COVID. Doar că aici trebuie să ne întrebăm. Dom'le, cine are dreptul cu prioritate la viață? Nu? Căci asta este întrebarea. Să fie vorba de bolnavii de COVID sau cei care au alte boli, alte nevoi, care se agravează. Așadar, prieteni, vă chem în locul acestor oameni să oferiți soluții și gânduri, în locul celor care sunt la putere și care iau decizia. Nu mai suntem deloc în situația în care doar ei pot spune ce e bine și ce e rău. Avem o voce și suntem obligați să o folosim. 0372069599, îl repet ca să ne sunați din toată țara, 0372069599. Cum vă afectează decizia de suspendare a internărilor? Cum ați rezolvat situația care a dus la blocarea spitalelor? Cine ar trebui să aibă prioritate la servicii medicale? Pacienții de COVID sau cei cu boli cronice care le pun viața în pericol? Iar dacă lucrați într-un spital sau în zona sanitară din România, cu atât mai mult vă invit să ne spuneți ce ați văzut, ce ați povestit, ce trăiți zilele astea. Nu uitați, această emisiune este și pe Facebook, eu mai am un ochi acolo, mai văd ce se întâmplă, mai pun mesaje în dezbatere pe măsură ce ele vin. România în direct începe acum, prima dată l-auzim pe Marian, salutare! Salutare, Cătălin! Ne reauzim după 9 ani, când în 2012 eram invitat la tine în platou, pentru că protestam apărându-l pe Arafat. Astăzi ne reauzim pentru că... Timișorean, același dacă Arafat, nu așel, nu? Da, la momentul acela încercam să desfășor așa un business în Timișoara. Astăzi sunt momentul în Oradea de 7 ani de zile. Așa. Anyway, probleme complexe. Lucrez în sănătate, este managerul unei clinici. Problemele sunt complexe. Ca soluții?
Păi ce-ar fi, de exemplu, ca cei care administrează platforma RoVaccinare să iasă public și să ne spună din ce cauză toate certificatele de vaccinare, indiferent de data la care s-a vaccinat cineva, că este decembrie anului trecut, că este ieri, toate certificatele verzi expiră în data de 30.06.2022, indiferent de tipul de vaccin cu care ne-am vaccinat. Da, nu știu să-ți răspund la chestiunea asta, ne-o notăm, o să întrebe colegii de la știri. Dar de ce e relevant? Adică în ce vorbim astăzi, de ce e important ce îmi spui tu acum? Păi dacă orice companie, de exemplu, unii care fac telefoane, iPhone, lansează astăzi un produs, îmi cer scuze, nu mai spun nume. Da. Dacă cineva lansează astăzi un produs și durata de viață a produsului respectiv este, să spunem, de 2 ani, garanția ne este calculată de la data la care am cumpărat produsul. Cum ar fi să lanseze cineva un telefon acum 2 ani, eu să-l cumpăr astăzi și să... Da, ok, nu, sunt de acord. Știți, bun. Produsul dumneavoastră nu mai e valabil din 30.06.2022. Okay, perfect, de acord. Nu știu ce înseamnă asta pentru vaccin, nu pot să-ți răspund eu pe loc, dar te întreb în ce măsură, adică asta rezolvă sau nu rezolvă ce am pus eu astăzi în discuție? Se întreabă foarte multă lume de ce cei din domeniul medical își pun semne de întrebare dacă se vaccinează sau dacă nu se vaccinează. A, și din cauza asta? Suntem instruiți în domeniul medical să credem în medic, în noțiunea de medic. Credem în noțiunea de medic și foarte mulți dintre oamenii care își desfășoară activitatea în sănătate sunt acolo. Sunt la muncă, salvează vieți. În condițiile date însă, tot medicii sunt cei care și operează în platformă vaccinarea. Și când vezi că toate aceste certificate, perioada de valabilitate, expiră în 30.06.2022, indiferent de data la care tu ai vaccinat ca medic un pacient, este firesc să-ți pui niște semne de întrebare. Adică tu mi-argumentezi acum de ce nu se vaccinează unii medici. Ok. Da, este nu... și acesta un motiv. Da, nu știu doi. Să-ți răspund. Da, hai, treci la 2, da. Că asta nu e. E... Era o dezvăluire. Da. Era o dezvăluire. Ok, bine, ține minte, să vedem despre ce e vorba. Doi. Faptul că este același Arafat astăzi, ieri, și spune, nu mai internăm pe nimeni. Păi asta înseamnă falimentul sistemului medical din România. Că de-aia plătim asigurări ca să, în situațiile în care ne îmbolnăvim, să putem beneficia de servicii de sănătate. El zice așa. A spus ieri Arafat. El zice așa. El a spus doar că oferă servicii de urgență. Da. Serviciile de urgență, conform jurământului lui Hipocrat, sunt perfect gratuite în orice țară din lume, în limita a 3 sau 5 zile. Adică, dacă am un accident de mașină în America, și nu sunt asigurat în America, oamenii nu mă lasă să mor. Oamenii aceia intervin ca să rămân în viață. Și după ce rămân în viață, după aia mă întreabă ei dacă am asigurare sau dacă nu am. Ca adică dacă continuă să mă trateze așa. Sau mă trimit dar acasă ca că nu am asigurare. Tu spui că ideea de a închide tehnic spitalele este una proastă, deși Arafat argumentează sau dorința lui este să mute personal în zonele în care este asaltat de COVID. Înțeleg să muți personal în zonele în care ai COVID, doar că medicina este structurată pe specialități medicale. Nu o să punem niciodată un stomatolog să trateze un pacient de COVID. Uh-huh. Personalul care tratează boala numită COVID sunt medicii care se ocupă de probleme respiratorii. Unde iarăși există o altă mare problemă și o foarte mare ipocrizie, pe care o constat și astăzi după 9 ani, ca reminiscentă, în sensul în care plătim medicii din banii comunității locale. Medicul care constată probleme respiratorii ar trebui, într-o lume ideală sau lipsită de ipocrizie, să se ducă și să tragă de mânecă decidentul politic și să-i spună, nu vă supărați, X companie sau Y tip de economie poluează și afectează populația. Faceți ceva în sensul ăsta. Credeți vreodată că dacă medicul pneumolog își încasează banii de la același factor decident, se va duce salariu, se va duce să-l tragă de mânecă, doar dacă vrea să-și bată cu ei în talpă.
Da, nu știu ce să răspund la asta. Mulțumesc tare mult. Niciodată sau de foarte puține ori am văzut profesii care se duc să-i tragă de mână pe politicieni. Da, asta e una dintre tarele noastre. Uite, îmi scrie cineva pe Facebook, apropo de certificatele acelea, că durata certificatelor este cu un semn de valabilitate, nu cea a vaccinelor, da? Adică hârtia, documentul în sine are niște perioade de valabilitate, nu produsul cu pricina. La asta se referă chestiunea. Revin la ce v-am întrebat. În condițiile în care tehnic am închis spitalele, e o decizie corectă și cum vă afectează asta? 0372069599. Salut, Cristian! Salut, Cătălin! E prima dată când intru în direct cu tine la radio. Vreau să spun doar că am ajuns în situația asta și, într-adevăr, cum spunea și antevorbitorul meu, este o situație de criză enormă. Sistemul sanitar este în colaps, practic, pentru că 30 de ani politicienii și-au bătut joc de acest sistem, l-au politizat excesiv și prin aceste mecanisme personalul medical, efectiv profesioniștii, au fost îndepărtați. Acum, decizia pe care Arafat a luat-o este clar una discriminatorie și practic condamnă la moarte o grămadă de oameni, dar nu este o soluție, eu clar nu văd o soluție. Vorbesc ca unul care am lucrat în sistemul sanitar, e adevărat ca și auxiliar, dar soția mea este este asistent chiar pe secția tampon la COVID, la secția de pneumologie, și credeți-mă că îmi dau seama la cât e ceasul, cum se zice pe aici. Bun, problema... dacă nu e decizia corectă, cum ar fi putut să fac? Păi acum e târziu să analizăm cum ar fi putut să facă. Problema este că managementul spitalelor este defectuos datorită faptului că este excesiv de politizat, nu sunt profesioniști, nu s-au lăsat oamenii capabili să conducă sistemul sanitar și cred că decizia lui Arafat ar trebui văzută un pic mai flexibil, în sensul că, de exemplu, sunt poate zone în țară unde presiunea nu este așa de mare pe spitale și atunci nu poți să îi pui ca acolo să nu mai tratezi și alte boli decât COVID-ul. Da, dacă, dar poate ai nevoie de paturi. Da și nu. De exemplu, în spitalul din Mediaș s-au făcut anumite mișcări tocmai pentru a se crea locuri, pentru că, într-adevăr, este supraîncărcată secția de COVID, dar încă sunt secții care nu au de-a face cu COVID-ul și funcționează. Acum, doctorul Arafat a spus așa, că în momentul în care te prezinți la spital, da, are cineva nevoie, nu vorbim de COVID, da? Da. Medicul îl evaluează și stabilește dacă intră sau nu în spital, da? E un medic care face un triaj, da, acolo, nu-i vei spune de la poartă, pleci acasă. Se uită cineva la tine, dar ideea este să internezi cât mai puțin. Din... Corect, da. Cum faci triajul? Pentru că s-ar putea să fie o boală cronică pe care dacă nu o tratezi într-un mod continuu și corespunzător, ea poate să avanseze galopant și omul respectiv să moară tocmai pentru că nu i s-a făcut și un atunci, tratament la timp. Cristian, te întreb ceea ce am spus de la începutul emisiunii. În această societate, în aceste condiții, cine are prioritate la acest ajutor medical? Cel care a făcut COVID și na, este în situația asta, mai ales că e nevaccinat, sau cel care și-a văzut de viața lui și ajunge la poarta spitalului și se zice, da, îmi pare rău, știi, eu am niște reguli noi aici. E foarte greu de luat o decizie, da, dar și aici cu COVID-ul sunt cazuri grave, foarte grave, și cazuri mai ușoare. Mm-hmm. Cred că cazurile ușoare, eu am trecut prin boală, cazurile ușoare cred că se pot trata la domiciliu. Soția mea, chiar dacă a fost în secție de COVID, a trecut prin boală, a avut formă ușoară. Dar se pot tria aceste cazuri. Se pot trata inclusiv cu cooptarea medicilor de familie pentru a se trata în mod corespunzător la domiciliu. Eu cred că dacă am ajuns în această situație, toată lumea și-a pus problemele astea. Eu cred că am ajuns în această situație că pur și simplu numărul de bolnavi e atât de mare încât nu mai au unde să-i pună și să-i ducă. E adevărat. În anumite spitale, nu cred că în toată țara e situația asta. Uh-huh.
Adică sunt spitale și spitale. E adevărat, cred ceea ce s-a spus despre spitale din București, cred că acolo este crunt, dar sunt și alte spitale din alte centre mari din România, Cluj, Iași, eu știu alte orașe, Sibiu, care nu au așa o mare presiune. Și tu... soluții se pot găsi. De exemplu, sunt acele, se pot crea acele containere care asta sunt foarte utilate face, și da. Se pot... cum este spitalul din la periferia Iașului, mi se pare, este un spital nou făcut din containere. Da, deci, la Lețcani și probabil că o să-i dea drumul din nou. Îți mulțumesc tare mult. Problema nu e neapărat de încăperi, că niște corturi și niște tărgi până la urmă vom găsi. Dar cine mai muncește acolo? Asta e, de fapt, problema reală a lui Arafat și a celor care conduc acest sistem. De unde luăm oameni să-i punem și cât de lungi să fie turele lor? Și atenție, nu toată lumea se pricepe cum bine s-a observat la chestiunea asta, adică știți bine că am făcut aici un interviu cu un medic ATI care a spus, domnule, intubarea nu poate fi făcută de orice fel de medic, îți trebuie un om cu experiență. Ne-a sunat Rodica la România în direct. Salutare! Cum te afectează decizia asta? Nu v-am auzit, că chiar acum m-am auzit cu întrerupere. Te întrebam cum te afectează decizia asta. Decizia personal, sunt asistentă medicală. Ce bine. Și e bine, da, că ajut oamenii și încerc să le dau o mână de ajutor în cazul în care ajung la noi. Nu sunt de acord cu decizia, pentru că oricare dintre noi, indiferent câți ani avem sau în ce domeniu lucrăm sau așa mai departe, la un moment dat organismul nostru are nevoie de îngrijiri, da? Ne îmbolnăvim, voit, nevoit, încercăm, cel puțin eu încerc cât pot ca să fiu un om sănătos, încerc să-mi fac analize, investigații, fără să am simptome, fără să-mi zică cineva, băi, cred că ai o problemă, du-te, vezi ce și așa mai departe. Iar despre politicieni sunt total dezamăgită, își bat joc de o țară întreagă, de toți, nu numai de sistemul sanitar și de sistemul de învățământ, de toți, de pensionari. Eu am părinți și credeți-mă că mă rog la Dumnezeu ca să nu ajung într-un spital, pentru că din păcate anii de bătrânețe spun cuvântul. Boala nu te întreabă, v-am spus, dacă ești de acord, ai bani, ai timp. Iar eu nu sunt de acord cu decizia, pentru că nu toată lumea are bani și nu-și permite să meargă să-și facă investigații dacă ar avea nevoie la privat. Adică la voi la spital cum e, ca să înțeleg? Spune-mi păi ce acum să... la noi la spital, până ieri, au fost și s-au făcut și internări de zi. Așa. Ieri dimineață a venit notă internă cum că se suspendă toate internările de zi și toate internările programate, că erau pacienți care aveau nevoie de investigații și erau programați să se interneze. Ei, s-au sistat. Și nu vreau să fiu un pielea niciunui pacient care ar fi urmat să fie internat, deoarece omul nu vine la spital că nu are ce face. Vine la spital că are o problemă de sănătate gravă. Și voi ce faceți? Adică acum s-a eliberat, da? Sau urmează în scurt timp să fie externați pacienții pe care îi mai aveați? Voi ce faceți? Păi, cu ce o să vă ocupați? De ieri dimineață, de exemplu, când am intrat în tura de 12 ore, am avut 22 de pacienți pe secție. Aseară când am ieșit, au rămas 18. Uh-huh. Deci, pacienții care sunt gravi și au nevoie, indiferent de ce secții îi nevoie, se internează, dar îi discriminatoriu ca cei care au o boală și urmează un tratament și un regim și așa, ar trebui să vină la investigații și nu își permit să meargă la privat, ar putea să vină în spital să stea, nu știu, o zi, două, pentru că toți... Să-și facă analizele, da. Să-și facă analizele, da, vedeți, exact. Aici și hai să le spunem corect oamenilor că vreme de 30 de ani sau 20 de ani sau câți vreți, statul român nu a reușit să rezolve această problemă, care e una socială, nu e una sanitară. Da. Adică lumea vine la spital să-și facă analizele pentru că nu există ambulatoriu unde să facă treaba asta. Și în spital există. E cu gratuitate și asta există. Există și ambulatoriu. Dacă să ajungă săraci în ambulatoriu, poate trebuie să aștepte 2-3 luni. Ai văzut? Și probabil că boala
nu le permite, că probabil în cele 2-3 luni s-ar agravea foarte tare starea dâșilor și atunci ar ajunge prea târziu. Dar vouă, Rodica, va explica cineva esența acestei schimbări? Adică să zicem că la un moment dat cei 18 pacienți pe care ai tu pe salon acum pleacă, se externează, deci, nu mai primiți alții. Ce se întâmplă cu voi? O să fiți duși în altă parte? La noi, eu pe ce secție sunt, de când a venit pandemia, nu a existat tură în care să nu avem pacienți. Și de cele mai multe ori am avut peste 10 pacienți. Și eu v-am mai sunat și v-am zis la un moment dat că am fost singură de noapte, am avut 25 de pacienți și mi-au mai venit 4 internări. Poate vă aduceți aminte. Da, mi-aduc aminte. Ne sunt de undeva și, din Ardeal. Cel mai dureros este 20.000 de pași în ziua aia. Da, cel mai dureros este că politicienii nu vor să se trezească și să înțeleagă că toată lumea asta și toată România are nevoie ca ei să fie niște oameni competenți. Din păcate, cred că dacă ar fi să le dăm un examen la toți, cred că n-ar trece 25% din ei examenul respectiv. Deci, credeți-mă, nu mai vine să aud despre politică nimică, pentru că îs minciuni, bătăi de joc de o țară întreagă și, credeți-mă, n-ar merita nici măcar salariul minim să li se dea, nu salariile care le au. Eu pentru salariul meu, credeți-mă, muncesc și stau și mă întreb de multe ori dacă merită. Dar iubesc sănătatea, iubesc oamenii și cred că toți, acolo unde sunt, indiferent de domeniu, dacă și-ar face lucru cum trebuie, România noastră ar fi într-o direcție mult mai bună și dacă am fi niște oameni responsabili și dacă ți-ai dat cuvântul că tu faci aia și rezolvi problema, dragul meu, rezolvă, nu cu lingușeli, nu cu minciuni, nu cu, știi, că mă duc să nu vorbesc curât, să mă duc cu ăla să-mi rezolve o problemă, nu. Să asta fim toți responsabili. E greu. Dar credeți-mă, toți ar trebui să încercăm. Așa cum e voastră, țineți emisiunea și credeți-mă, vă ascult de câte ori pot, cu cea mai mare plăcere și atenție și încerc să intru de fiecare dată când e un subiect la care pot să-mi spun și eu punctul de vedere și vă mulțumesc, dar și noi românii suntem de vină pentru că nu suntem învățați să prevenim. Da, și nu suntem învățați să ne uităm și cu grijă la ceilalți. Îți mulțumesc tare mult, Rodica, pentru mesajul tău. Încerc să iau cât mai multă lume în emisiunea aceasta. 0372069599. V-am întrebat, după tehnica închiderea spitalelor, cine ar trebui să aibă prioritate la actul medical? Ovidiu, salutare! Ești la România în direct. Bună ziua! Nu de mult am sărbătorit 40 de ani de la terminarea facultății de medicină și lucrez în continuare și, așa cum spunea președintele, suntem în fața unei catastrofe. 330 de morți de o boală care poate fi evitată. Și vina principală pentru această situație o poartă întreaga clasă politică. Așa cum în Franța, Italia, Grecia, Spania, s-a instituit legea certificatului verde, așa o puteam adopta și noi. Dar, din păcate, politicienii noștri sunt lași și le e frică că nu vor mai fi votați. Bună explicație, sunt de acord cu ea. Și rezultatele se văd în numărul de decese. Lucrezi? Și de oameni super suferinți. Lucrezi în spital sau activitate? În spital, da. Bun. Acum înseamnă că decizia asta vă afectează în mod direct. Nu o să mai puteți lua decât anume pacienți. Cum procedați? Bineînțeles că alte patologii nu pot fi tratate conform ordinului. Dar eu vreau să insist pe faptul că în Parlament, orice parlamentar poate veni cu o inițiativă legislativă de adoptare de urgență a legii certificatului verde. În Franța, Italia, în țările dezvoltate și democrate, există restricții pentru cei nevaccinați. Lucru care ar trebui adoptat urgent
super și super, super, super urgent în România. Da, mi-e teamă că nu o să fie. De ce nu se face acest lucru? De ce? Nu că nu se mai voteze, dar știi ce lege se va adopta, că a anunțat domnul Ciolacu de la PSD? Una în care, tehnic, se vor redeschide spitalele, deci va fi inversată decizia doctorului Arafat. Chestiile astea sunt niște mici detalii. Trebuie să trecem de epidemia asta, care se poate rezolva doar prin măsuri ferme. Aveți nu COVID? Vreau să vă mai rețin, mai sunt și mulți alți ascultători. Vreau să întreb ceva. La revedere! Ok, aș fi fost curios să văd cum e în spital, de fapt cum văd medicii, cât de mare e presiunea asupra lor și desigur că rămâne mereu chestiunea de etică. Dom'le, acum statul român a spus, dom'le, prioritate au cei cu COVID, da? Asta e decizia. Etic, așa e corect, stau să mă întreb. Alexandru, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Te ascultăm, te ascultăm. Da, referitor la subiectul dumneavoastră de astăzi, ambii sunt, cum ar veni, prioritate pentru stat, pentru că, din păcate, acești pacienți mulți cu COVID au venit în urma rezultatelor slabe în a ajuta oamenii să se vaccineze. Da, sunt de acord, sunt de acord cu ce spui, dar tot nu pot fi ambii prioritate pentru că nu ai decât un singur pat în spital, cum ar veni, sau ai un număr limitat de spitale și de medici, adică... Sigur sunt de acord, dar nu putem să îi tratăm diferențiat pentru că vom crea aceleași polemici ca și în privința celor vaccinați și nevaccinați. Eu sunt de acord cu tine, dar asta e situația. Adică, să nu mai creăm un subiect de discuție. Hai să-i ajutăm pe cei care sunt prioritari. În momentul de față sunt prioritari cei cu COVID, cu afecțiune mai gravă, cu paturile de ATI, și trebuie să ajutăm și pe cei care au nevoie de o operație, de un pat de ATI, de a supraviețui, care au șanse mai mari decât un bolnav poate cu COVID. Vom ajunge în acea situație care ne făceam griji la celelalte valuri, în care oamenii, doctorii sunt puși în faza în care trebuie să aleagă pe cine tratează. Da. Bun. Și, aici este problema cea mai mare, iar e responsabilitatea statului atât față de cei care sunt cu alte boli, cât și cei care sunt cu COVID. Din păcate, statul este vinovat la situația în care am ajuns. Pentru că, din punctul meu de vedere, era foarte, foarte simplu ca statul să pregătească până acum o hală cu 200-300 de paturi de ATI, că tot au spus că iau 200 de paturi, că vin, că fac, că nu știu ce, în care această hală o despărțea de spital și nu mai duceai oameni bolnavi cu COVID, că, din păcate, fiind valul atât de mare, medicii, asistentele sunt oameni și ei pot greși. Există aici, un pacient lângă București, există două. Există Spitalul Militar Rol 2 și mai există încă unul care e făcut într-o hală a unui magazin. A fost și președintele Iohannis pe acolo, s-a tăiat un fel de panglică. Dar, pas cu pas, s-a ajuns la altă concluzie. Nu că n-am avea hangare, știi, sau târgi, sau chestiuni de genul ăsta, ci n-are cine să-i manevreze pe bolnavi și să-i îngrijească pe bolnavi în situația asta. De fapt, asta e... Sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuia găsit o soluție cu câțiva specialiști pe care să-i duci acolo și să nu mai aduci... Eu cunosc, de exemplu, 3 cazuri în ultimele 2 săptămâni în care, din greșeală, li s-au adus un salon un pacient COVID și au îmbolnăvit pe toți. Da, sunt convins că sunt. Fără să vrea, sau om care s-a dus pentru anumite analize, au căzut și-o rupt piciorul, și-o rupt mâna, că acum e perioada de cules, de făcut una alta prin o gradă, au căzut și-o rupt mâna, și-o rupt piciorul, din greșeală. Ai fi de acord și cu faptul ca o parte din bolnavi să fie duși în statele vecine? Nu aș fi de acord cu această situație, pentru că iară cădem în latura în care noi suntem cerșetori. Pentru că noi n-am fost în stare să facem nimic. Tu crezi că pentru omul ăla de pe patul de spital sau care a întins acum pe targă la Timișoara contează că îl îngrijește, că e cerșetor, că e îngrijit în România sau în Ungaria? Da, dar vor exista discuții că cei care au venit peste medie au o șansă la o tratare în spitale afară, iar restul
rămân în țară și mor pe tărci sau prin paturile de pe holuri. Nu știu, păi ce, asta, următoarea întrebare, să știți că vine și emisiunea asta. Ascultă-mă un pic, că vine emisiunea asta, că n-am ridicat eu întrebarea. A ridicat-o doctorul Mihai Craiu pe pagina lui de Facebook și a întrebat, am un singur aparat de oxigen. La cine îl pun, da? Știți că se întâmplă asta? Eu nu vorbesc o poveste acum, eu nu zic de la alții, că urmează să se întâmple că a fost în Italia. Astăzi am relatări de medici cu doi oameni în pat, care împart același aparat de respirat. Bun, și o să vină și emisiunea asta și o să vă întreb, cum faci să alegi între doi oameni care mor? Cătălin, știți ce mi-e frică? Să ajungă oamenii până la ușa spitalului și să nu poate să intre. Azi. Ceea ce nu este departe. Azi se întâmplă, azi. Asta și nu vor putea intra și vom ajunge ca în India, în care vom vedea imagini cu oameni care mor până să ajungă la spital, cu morcile pline, că aici nu ne facem griji, că nu mai avem unde să-i ducem, nu mai are cum să-i îngroape. Popii nu vor putea face față la toate mormântările. Dau un exemplu, ceea ce sună bizar, dar vom ajunge într-o fază în care nu vom avea ce face cu morții. Asta e cea mai mare tragedie și statul în continuare obține pe chestia cu hai să dorim să fim responsabili. Păi dacă ei nu sunt responsabili, societatea nu poate fi responsabilă. Da. Ei învață, din păcate, din ce văd la televizor și pe niște certuri minore de un orgoliu când putem face. Uite, de exemplu, mi se pare un lucru firesc și normal pe care l-a făcut Dan Barna la USR, o dat dovadă de un caracter aparte. Că a făcut pasul înapoi. Că n-a făcut scandal. Ai dreptate. Hai să fac și eu două observații. Nu. Mulțumesc, Alexandru. Da, știu, când a câștigat Cioloș. Fac și eu două observații. Domnii preoți ar putea, că vorba lui Alexandru, doamne, ce cinic sună, că au prea mult de treabă, să-i roage pe oameni să se vaccineze și să respecte distanțele, da? Adică să dea o mână de contribuție. La fel poate să facă și domnul Ciolacu, de exemplu, că l-am văzut la televizor, da, luându-se de ăștia de la guvernare, care cu ieșit cu campaniei de vaccinare. Nene, campania asta de vaccinare e la comun. Ai avut dita mai funcția în stat, e șef de partid, la fel de bine puteți coborâ și voi alături de primarii voștri, că asta era ideea. Domnule, să ocupe primarii. Rugați voi PSD-ul, toți primarii voștri, să se ocupe de vaccinare în momentul ăsta, că ajută pe toată lumea. Că așa e simplu să-i zici lui Câțu, dar mă ocup și eu de treaba asta. Îi zic eu lui Câțu în fiecare zi că a eșuat. Păi, vă rezolvă tu PSD-ul ăsta, că am impresia că toată lumea stă numai la primire, știi? Adică, mamă, ce l-am prins pe ăsta, îl ard acum să vezi ce-i fac. E, mai mor triste, nu-i problemă. Gelu, salutare! Bună, domnul Cătălin! Salut! Părerea mea este că decizia lui domnul Arafat este, în primul rând, ilegală. De ce dreptul celui bolnav cu COVID este primordial celui bolnav, de pildă, cu cancer sau probleme cu ficatul sau alte probleme? De unde vine acest avantaj? Păi nu știu dacă ai avantaj. Este ilegală. Păi nu, este un lucru ilegal. Adică omul ăla care este bolnav de cancer are același drepturi la viață ca și un om care nu s-a vaccinat și care pur și simplu intră în spital. Da, doar deci, că unul moare într-o zi și altul moare în două zile. Probabil că asta a fost singura socoteală. Discutam despre drepturi și tot discutam, v-am auzit de multe ori în emisiunile tale. Avem drepturi, dar avem și obligații. Deci statul are obligații pe care este obligat să le facă, să le ofere. Bun. Și celor cum ai proceda? Că problema e concretă. Sigur că dacă mergi la Curtea Constituțională... Problema este concretă și problema derivă are rădăcinile în factorul politic. Scuză-mă că o spun. Pentru că el a permis peste tot politizarea tuturor instituțiilor care s-au constituit în găști și care au penetrat peste tot. Nu este posibil să existe clanuri în facultățile de medicină, de pildă, cu posturi de profesori care se moștenesc din tată în fiu. Da, și de aici deriva așa a început emisiunea asta și se încheie iar rotund, dar Gelu, dragul meu. Deci, repet încă o dată, există niște strategii. De ce a reușit, de pildă, Portugalia să facă ceea ce a făcut? Că înțeleg că acolo... Puteau să facă noștri oameni, așa? Pur și simplu, centre regionale, de pildă, cu spitale dedicate strict pentru COVID, în care să fie redecționat, eu știu, la 2, 3, 4 județe, și acolo știai clar că sunt acei bolnavi de COVID. Și după ce se termină pandemia, se dezafectau. N-au făcut nimic pentru că principala lor preocupare a fost să-și dea în cap politic unul altul. Și culmea, asta o fac pe banii noștri. Da, alo? Eu o să te ascult, mă gândeam, e o soluție, adică se poate. Adică, și domnule, asta, ai 3-4 județe, fă frumos o hală care nu costă mai mult de 600.000 de euro, dupează cu tot, detașează spital medical așa cum trebuie făcut la
la punct și virgulă și a rezolvat problema și a permis accesul. Da? Ei n-au făcut lucrul ăsta pentru că ei de 6 luni de zile și nu de 6 luni de zile. Spune-mi și mie, te rog frumos, Cătălin, am și eu o întrebare foarte clară. Care sistem al statului român funcționează la ora actuală perfect? Niciunul. De ce? Pentru că factorul politic, în loc să facă ceva pentru țara asta, ei au făcut pentru ei și pentru gașca lor. Cu asta sunt perfect de acord. Care noi plătim taxe și impozite. De pildă, la care acum are bolnate cancer, plătește și la taxe și impozite, da? Deci are drepturi mai puține și este interzis dreptul la viață, prioritar adică în fața unui bolnav de COVID. De unde vine chestia asta? Deci este ilegală chestia asta și trei la mână. Și îți mai spun un lucru și poate nu o să-ți placă, poate nu o să placă la alții. Discutam la un moment dat cu un medic vis-a-vis de vaccinare și l-am întrebat, domnule, cu ce să mă vaccinez? Și în urma discuției, concluzia mea a fost clară. Nu consider medic pe cel care toată ziua stă la televizor, pentru că rolul unui medic trebuie să fie în cabinet, ori la spital, ori în sălile de curs la facultate. Cel care stă toată ziua la televizor, când mai are timp să studieze, să trateze medicii și așa mai departe? Nu mai are timp. Nu știu, o să întreb și eu când îi prind un medic la televizor. Nu, dar te întreb pe tine, dacă ziua are 24 de ore. Da, știu. Știu, și mai am o problemă și cu... Da, mă rog, nu mai zic, hai, lasă, altă discuție. Deci asta e o soluție. Faceți, domne, niște, nu știu, corturi acum nu poți, că vine iarna, au avut vreme toată vara. Îți dau un exemplu. Și cu spitalele. Hai că vreau să mai iau un telefon. Gelu, îți mulțumesc. Există un spital exact cum l-ai descris tu, doar bănuiesc că în momentul ăsta nu mai face față. Este Rol 2, care e un spital făcut din containere și corturi și are personal detașat prin rotație de la spitalul militar. Da, e unul singur și cred că e relativ mic și deocamdată nu mai răspunde la valul acesta uriaș. Sanda, salutare, ești la România în direct. Da, bună ziua. Am și o opinie, două idei. Ziua. În primul rând, nu mi se pare nici mie corect, cum a spus și persoana dinainte, nu mi se pare corect să li se limiteze dreptul la sănătate celorlalți, pentru că au plătit asistență, contribuție pentru sănătate. Și mi se pare o încălcare, într-adevăr, a drepturilor. Dacă situația este de așa natură încât nu se poate rezolva, dar asta era previzibil și nu știu cum de persoane care se dau așa deștepte nu au fost în stare să se gândească că e previzibilă chestia, după opinia mea, aș acuza pentru suminarea siguranței naționale, pentru suminarea siguranței naționale pe politicienii care nu au fost de acord cu vaccinarea, care au făcut propagandă împotrivă, pe cei care nu s-au vaccinat, fără să aibă, bineînțeles, un motiv foarte, foarte întemeiat, pe medicii care nu s-au vaccinat. Nu se poate așa ceva. Deci nu pot să suport ca țară prostia și indolența celor care nu se vaccinează, deși de-a lungul timpului au existat N tipuri de vaccinuri și cu asta ne-am salvat de atâtea ori. Dacă nu vor să se vaccineze, foarte bine, dar îmi pun siguranța sănătății publice a românilor în mâna lor și nu văd de ce nu se ia o decizie în domeniul ăsta, că pentru tot felul de probleme, de greșeli sociale se iau măsuri și asta e o problemă foarte gravă pentru care nu se ia nicio măsură. Toată lumea încearcă să găsească o soluție. Păi soluția, problema trebuie rezolvată de la capăt, nu de la coadă. Ce facând? Nu! Deci, pur și simplu, deci certificatul verde este, cum să zic, o chestie așa, o mângâiere că ar trebui efectiv aplicat. Nu numai certificatul verde. Doamna Șoșoacă și alții ca ea, indiferent că, de fapt, orice om care face propagandă împotriva vaccinării ar trebui acuzat pentru suminarea sănătății publice, pentru că n-are decât să nu se vaccineze, dar nu să facă propagandă. Deci, da. Indiferent că e politician, că este persoană fizică, de situație. E o țară în care dreptul la exprimare este sfânt și trebuie să-l păstrăm... Da, dar nu la propagandă împotrivă, că îmi suminează mie sănătatea publică. În acest moment, da, mulțumesc tare mult, dreptul la îndoială și el este sfânt.
cât despre propagandă, dincolo de ce pot face unii sau alții, sunt și oameni cu funcție și cu responsabilități față de această societate care ar trebui să mediteze de două ori la ceea ce au de făcut când e vorba de această propagandă, cum spune ascultătoarea noastră. Prea multe platforme și prea multă frică politică în a interveni în direcția asta. Deocamdată România în direct se încheie aici. Mi-e teamă că ne întoarcem la discuția asta și mi-e teamă că în câteva zile o vom purta din nou, dar de pe cu totul și cu totul alte poziții sau numere. Eu sunt Cătălin Striblea și vă doresc spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.